Bine, v-am găsit la horoscopul weekendului 10-11 iunie, un weekend cu ceva evenimente, despre care evident că am vorbit și în horoscopul săptămânii care se încheie, că sunt evenimente pe rol important. Imediat vom vorbi despre ele, dar nu înainte de a vă aduce aminte că în acest weekend, sâmbătă, pe la ora 3, este programat să apară horoscopul săptămânii viitoare. Și o să avem din nou o săptămână viitoare interesantă cu evenimentul numărul 1, o lună nouă din nou în Gemeni. Și clar că este din nou momentul unui nou început. Vom vorbi despre asta atât în horoscopul săptămânii cât și la data în care se va produce luna nouă. Astăzi, weekendul ăsta, mai bine zis, avem mai multe evenimente. În primul rând, pe 11 intră Mercur în Gemeni. Adică la el acasă, în zodie de domiciliu pe care o patronează, unde se simte bine. Și cu ocazia asta trebuie să îmi fac mea culpa că în filmul numit Astrodramă l-am cam rasolit pe Mercur, iacătă cel mai mititel dintre toate l-am cam grăbit și anume l-am așezat în zodia Gemenilor până la sfârșitul lunii. Nu, eu am zis acolo că intră în Gemeni la sfârșit de lună iunie, pe când el iacătă intră acum pe 11 și va ieși de acolo pe 27, că acolo am spus că abia pe 27 intră în Gemeni. Nu, va trece Mercur prin trei zodii pe parcursul lunii iunie, întâi în Taur, iacătă acum o perioadă în Gemeni, la el acasă, și la sfârșitul lunii va intra în Rac. Deci, mea culpa, ce vedeți acolo, există și o erată la Astrodramă în care vorbesc despre Mercur ca și cum ar intra la sfârșitul lunii. Dar se întâmplă acum. Mai mult decât atât, tot astăzi, interesant, momentul, tot astăzi, în acest weekend, ce să mai vorbim, 11 iunie, Pluto, prin retrogradare, se întoarce în Capricorn. Țineți minte, puteți să vedeți din urmă horoscopul de pe 24 martie, când vorbeam de intrarea lui Pluto în Vărsător, cu surle și trâmbițe, amintindu-vă că o să stea acolo vreo 20 de ani și ne înnoiește, upgradează, actualizează viața pe toate planurile. Dar întâi a făcut o prospectare acolo, a intrat un pic pe șantier să vadă ce are el de renovat, că pe urmă vine el și începe marile construcții, intră cu buldozele, cum i-am zis. Dar deocamdată, iacătă, din martie până în iunie, a văzut cam despre ce e vorba, ne-a atenționat că vezi că o să vin, o să schimb, o să ne-a arătat unde suntem un pic rigizi, unde n-am mai schimbat nimic, unde ne-am mulțumit cu o stare de obișnuință. Că un Pluto în Vărsător e aducător de schimbări majore, că Vărsătorul e independența, e eliberarea, e înnoirea, renovarea pe toate planurile. Deci intrăm în renovări. Numai că așa, cum am spus, cu țărita, acum se întoarce în Capricorn, semn că mai avem ceva de învățat la structură, la fundament, la ceva ce n-am învățat 15 ani cât timp a stat Pluto în Capricorn până în martie și va sta din nou aici în Capricorn, din iunie până în ianuarie anul viitor, după care iar vine aici unde se află la intrarea în Vărsător și din ianuarie până în septembrie 2024 din nou ne deschide niște ferestre, parcă ne mai lasă așa să ne mai gândim ce vrem noi să facem în viitor de acum înainte, ca apoi să se întoarcă iarăși încă două luni în Capricorn, încât în punctul ăsta în care se află aici este de vreo, nici nu mai știu de câte ori, cred că de vreo 6 ori în 2 ani, dus întors, du-te vino. Ca apoi abia în noiembrie 2024 să-și vadă de drum și să nu se mai întoarcă, să nu se mai uite înapoi deloc acest Pluto în zona pe care a influențat-o atâta amar de vreme. E prea puțin să ne mai preocupe ce mai are el de făcut acolo la final de Capricorn, da? Pe semne că pe aici, pe acolo, a mai lăsat niște restanțe, niște treburi nerezolvate, nedate peste cap, neconstruite sau neconsolidate, că întoarcerea lui Pluto aici poate fi un fel de evaluare după ce s-a terminat, să zicem, o construcție în viața noastră. Să vadă Pluto dacă ce a schimbat, dărâmat, reconstruit, ține, e solid, ne ținem de lucrurile acelea, că știți cum suntem de multe ori, da, facem, dregem, schimbăm,
Și dacă a plecat tata de acasă sau șeful din birou, uităm ce am promis. Și de aia vine Pluto. Măi, eu te-am învățat 15 ani, aia, niște principii, niște reguli noi de viață, o anumită disciplină, ți-am ordonat viața, ți-am impus niște reguli, dar spre binele tău, ia să vă te ții de ele, că unii am șutit-o imediat cum a plecat șeful de acasă sau din birou, cum am spus. Bine, în inspecție și stăpână în ianuarie, semn că vreo 6 luni și ceva, 7, ne cam iau un pic la bani mărunți, măi, ai promis, ai făcut asta pe perioada trecerii mele prin Capricorn, de ce nu te-ai ținut? Un pic de rușine, un pic de tras de urechi, un pic de note proaste, că de aia vine la examenul de după absolvire. Semn că trebuie să ne și ținem de ceea ce am schimbat la noi în ultimii 15 ani. Că după aia începe altă serie de renovări, de schimbări, de actualizări, dar cu totul alta va fi vibrația unui Pluton vărsător decât a fost cât timp a trecut prin Capricorn. Deci, hai să ne uităm un pic peste umăr, ce mai are Pluto acolo de ce lecții mai are de dat, pentru că întotdeauna Capricornul are o energie de profesor, de expert, de specialist, de om serios, cum să zice, energia maturului, a înțeleptului, și Pluto asta vrea să ne învețe, să fim maturi, să fim serioși, să ne ținem de ceea ce am schimbat la noi în ultimii mulți ani. E, cu Mercur în Gemeni, hai să zicem, energia unui Mercur în Gemeni este mai adolescentină, mai veselă, mai libertină, încât e așa un aer de primăvară sau mai bine zis de vară, de-a binelea, în care să ne bucurăm de viață, socializăm, conversăm, călătorim, ne simțim bine, cumpărăm, este și o perioadă în care putem face cumpărături la greu, dar trebuie să fim totodată precauți, tocmai pentru că se întoarce Pluto acolo în Capricorn. El zice, da, simte-te bine, dar nu te abate de la regulile pe care ți le-ai asumat pe perioada atâtor ani plutoniano-capricornieni, să zicem așa. Acum ne întoarcem la o disciplină. Cine s-a lăsat de fumat pe perioada trecerii lui Pluto prin Capricorn, poate a renunțat și s-a lăsat din nou ispitit. E, va atrage atenția Pluto că uite, ai promis asta, ți-ai promis asta, că nu-i promitem nimic lui Pluto. Deci e ceva, și orice altceva, ai început să citești, de ce nu mai citești, ai început să te duci la sală, de ce? Dacă am plecat eu din curtea ta, înseamnă că nu mai ții acele reguli, principii, regulamente pe care tu ți le-ai asumat. Eu doar ți le-am arătat că sunt bune, că ar fi bine, recomandabile, eu fiind Pluto în cazul ăsta. Deci, amintiți-vă ce v-ați promis și v-ați abătut, că vine Pluto să vă ia la rost un pic. Și vă mai dă o dată lecție și vă mai trage un pic de urechi și vă face să vă simțiți bizar, așa, wow, dar am promis, mi-am promis, am început, de ce nu m-am ținut de lucrul ăla? Făceți-o acum, amintiți-vă ce jurăminte v-ați făcut vouă, ce promisiuni ați trimis spre univers, că, Doamne, dacă îmi dai cu tare, am să fac și am să trec, da, poate ați primit ce ați cerut de la univers, da, de ce ați promis voi, ați continuat să faceți, dacă nu, e bine să vă întoarceți. Tot în acest weekend, dar cred că mai degrabă am să vorbesc la horoscopul de luni despre el, pentru că deja am vorbit despre un eveniment. E un aspect care se va menține la grad exact și luni, ca tare voi vorbi luni despre celălalt aspect. Nu e tocmai favorabil, tocmai de aia lăsăm și pentru altă dată, că e suficient. Două schimbări de zodii într-o zi, unul intră, altul iese, nici nu știu cum să-i spun, unul merge înainte, altul merge înapoi, că Pluto e prin retrogradare înapoi în Capricorn. O să simțim așa, parcă trec două trenuri, unul în stânga, unul în dreapta și nu știm cui să dăm atenție. Deci amintindu-vă că apare horoscopul săptămânii sâmbătă, horoscopul de luni, duminică seara, nu uitați că există o grămadă de horoscoape pe rol, horoscopul lunii iunie pentru fiecare zodie, astrodrama lunii iunie și cam atât deocamdată. Și nici nu promit altceva, deci nu căutați oracolscop de lună nouă pentru luna actuală, nici a venit timpul să, pentru că în luna iunie am să sar peste aceste filme și le voi relua, evident, în luna iulie. Cam atât, să vă aducă Mercur libertate, idei, oameni în jurul vostru, puțină distracție, puțină mișcare, mobilitate,
Și acum vă invit jos în descriere să căutați minutul și secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare celei ascendente, dacă știți că aveți un ascendent pe final de zodie, și să vedem 10-11 iunie ce aduce pentru fiecare. Pentru voi, berbeci, dragoste în centrul atenției. Știți foarte bine că în Leu, câteva zile bune, ce zile bune, aproape o lună, vor conlucra foarte bine Venus și Marte. Venus foarte afectată de Pluto și Marte este afectată de planetele din Taur. Deci e un sentiment de la că parcă vă provoacă ceva din punct de vedere emoțional, parcă vă arde sufletul, vă arde tălpile, vă arde inima. Și care poate fi de orice fel această ardere, ori că v-ați putea îndrăgosti, ori că dragostea vă trece prin foc și pară, cam asta e sentimentul. Parcă e un război în interiorul vostru, pentru unii e un război plăcut, se reactivează ceva acolo, n-ați mai iubit de mult și vă simțiți bine, vă arătați într-o imagine foarte bună, sunteți cuceritor, sunteți atrăgător, sunteți interesant în fața sexului opus, dar evident și invers, apare cineva în peisaj care vă aprinde scântei acolo în suflet. Pentru unii poate fi chiar șansa unei mari iubiri, da? Poate fi. Poate sunteți voi aceia, poate sunt alții care nu privesc acum acest horoscop și o să rateze horoscopul. Deci trece o șansă sentimentală, poate chiar unicat. Și când zic sentimentală, e și iubire acolo, e și atracție, e și pasiune, poate fi și karmă, poate fi și câte pot fi. Cam filme, așa, da? Și filmele pot fi de două feluri, iubiri fericite sau iubiri nefericite. E cu happy end sau e cu trist, cu final trist. Depinde, fiecare ce noroc are. Parcă vă vine să vă aruncați așa un pic în flăcările iubirii, să vă aruncați în brațele cuiva, unei pasiuni, unei, da, poate fi și o pasiune secretă la urma urmei, se poate și asta. Pentru că e o atracție, pe cel pe care îl vedeți acum că vă trece prin fața ochilor, pare să fie idealul, pare să fie omul pe care l-ați așteptat o viață întreagă, parcă ar fi o dorință împlinită, dar poate să iasă ceva de aici, poate să nu iasă, hai să o zicem pe dreaptă. Depinde fiecare de norocul personal, dacă știți să profitați de ocazie, dacă există și din partea cealaltă această atracție, că voi o simțiți, dar poate că nu și din partea cealaltă, deși e posibil să fie o conexiune între două suflete foarte puternică, poate inclusiv de natură spirituală, karmică, din altă existență, așa cum vă ziceam, voi decideți dacă puneți combustibil la focul ăsta sau încerca să-l țineți așa un pic sub control. Că totuși Pluto ăsta, faptul că își schimbă energia de la Vărsător la Capricorn, Pluto vă mai trimite și un pic de frână, control, conștiință, rigor, stai, adu-ți aminte, vezi că te-ai mai iert și altă dată, vezi că ai pe cineva acasă, posibil iubirea asta să fie pentru unii și imposibilă din cauza conștiinței care nu vă lasă. Taurul. Pentru Taur este un moment în care vă preocupă spiritualitatea foarte tare. S-ar putea să fiți genul de om care în acest weekend cam bateți bisericile, mănăstirile, citiți cărți filozofice, religioase, ezoterice, metafizice, spuneți cum vreți. Parcă vreți să cunoașteți mai mult din punctul ăsta de vedere al spiritualității. Unii în spiritualitatea aia foarte riguroasă, ortodoxă, ce a învățat de acasă, de la mama, pe când alții parcă spuneți, măi, dar există și altceva dincolo de această zonă, hai să zicem, dogmatică, foarte limitată sau restrictivă, mai bine zis. Simt să caut dincolo de, nu știu, Biblie. Trebuie să existe și altceva. Ați primit așa tot felul de informații în ultima vreme că de ce nu puteți încerca și alte variante de spiritualitate decât cea obișnuită sau pe care o practicați de o viață întreagă?
Și de-aia unii, parcă vă vine să plecați în Tibet, parcă vă vine să căutați Shambhala, să vă înscrieți la un curs de yoga, să bateți conferințele de, nu știu, zic și eu, îngeri, ceva altfel decât v-ați obișnuit ani anteriori. Pentru alții poate fi doar o perioadă de maturizare, maturitate. Nu că n-ați fi matur deja, dar parcă vă înțelegeți rolul altfel pe pământ, să zicem așa. A venit un moment de privit înapoi la ce ați construit voi în ultimii foarte mulți ani, mai ales cei care sunteți trecuți de o anumită vârstă, aveți momentul ăla de al momentul înțeleptului, momentul omului matur care stă un pic așa și se gândește la tot ce a pătimit el de-a lungul vieții, dar nu la modul negativ, să vadă unde a ajuns. E o trecere de vistă, cu alte cuvinte. E un bilanț, e o... Parcă trebuie să dați cuiva socoteală, dar de fapt vă dați socoteală vouă, conștiinței voastre, la ce nivel sunteți pe, în evoluția voastră. Unii mulțumiți, da, uite cât am învățat, uite cât am construit, uite prin ce am trecut și am trecut, pe când alții mai aveți și doza aia de pesimism, de măi, n-am reușit nimic în viață. Nu asta e calea, nu asta e atmosfera pe care trebuie să o scoateți la iveală într-un astfel de moment, ci dimpotrivă, cât de bine v-ați descurcat, prin câte ați trecut și, repet, ați trecut, n-ați rămas blocat acolo. Deci e un moment în care priviți spre trecut, parcă să o tăiați, să ștergeți de pe lista voastră de puncte bifate, nerealizările, dar descoperind nu că au fost eșecuri, nu că au fost îngenunchieri, nu că v-a trecut viața prin toate probele, ci acelea au fost lecții de viață pe care le-ați trecut cu brio. Și trebuie să vă felicitați pentru asta, ba chiar poate vine un sentiment de la că primiți felicitări într-un fel sau altul de la viață. Dacă nu e vorba de felicitări, parcă primiți un dar, parcă vine în compensație un eveniment care echilibrează un alt eveniment negativ prin care ați trecut. Să zicem că ați trecut printr-o suferință, o decepție, o cădere, o ceva care v-a terminat în ultimii ani poate și vine în compensație. Ori acum, ori se prefigurează undeva la orizont, apare ceva care vă inspiră că, uite, e darul meu primit divin, dreptul meu divin pentru ce am pierdut, suferit, îngenunchiat odinioară. Se întoarce roata, se echilibrează balanța. Întotdeauna un eșec, să zicem, de altă dată, poate fi foarte bine contrabalansat cu o reușită în prezent sau în perioada imediat următoare și într-acolo trebuie să priviți, spre acest viitor promițător care reașează lucrurile pe făgașul normal. Pentru gemeni apare în peisaj o persoană care s-ar putea un pic să vă certe, să vă tragă un pic de urechi, să vă tragă la răspundere, parcă vă ia din urmă niște acțiuni pe care le-ați terminat, să vi le evalueze. A venit profesorul, între ghilimele, care vă ia lucrarea. Ia să văd ce ai făcut în teza asta, în lucrarea asta. Și vă trece în revistă tot ce ați făcut voi într-un anumit plan al vieții. Rămâne de văzut acum ce notă luați, pentru că unii v-ați făcut tema, ați învățat, pe când alții ați mai chiulit pe la unele lecții ale vieții și normal că acest profesor evaluator care vrea să vadă ce schimbări ați făcut voi în ultimii mulți ani, vă mai găsește și puncte slabe. Uite, ai greșit aici, ai greșit aici. De fapt, e propria voastră conștiință. În unele cazuri poate să fie vorba de o persoană din afara voastră, să zicem așa, un părinte, un partener de viață, nu știu, o soacră care vă ia la bani mărunți ceva de odinioară. Și posibil în unele cazuri să fie și niște mici săgeți, acide, comentarii răutăcioase, trageri de urechi, așa cum spuneam, pe care, normal, la prima reacție este să vă deranjeze, dar norocul vostru este intrarea lui Mercur în zodia voastră. E susținerea. Probabil o să știți să vă apărați. Vă găsiți argumentele necesare ca în cazul în care vă cheamă la catedră, între ghilimele, profesorul să vă atragă atenția că ați greșit pe aici, pe acolo, veți ști să vă prezentați pledoaria.
probabil e nevoie de niște explicații să le dați la ce ați făcut. Da, poate o ceartă cu partenerul de viață vă cere socoteală, poate ce ați făcut cu niște bani, vi se cere socoteală. Deci sunt niște lucruri din trecut pe care cineva vi le pune în față și pe semne că prima reacție până acum a fost să vă certe, dar acum trebuie să explicați, că sigur există o explicație, ca în filme, nu? Căutați-vă cuvintele, căutați-vă argumentele, nu înseamnă că veți rămâne cu notă mică, nu, probabil vă cere socoteală ca să-i spuneți ce ați avut voi de spus sau, mă rog, părerea voastră și asta o să vă scoată basma curată din toată povestea. Nu trebuie să puneți la suflet atitudinea poate un pic rece, distantă, dură a acestei persoane, că el s-ar putea mulți ani să vă fi tot atras atenția asupra lucrurilor ăla. Fă așa, fă așa sau nu face așa, nu face așa. Și acum vede că ați făcut sau că n-ați făcut și de aia vă trage un pic de urechi, dar voi puteți veni cu niște dovezi cât se poate declare că sunteți în regulă. Racul. Sunteți dornic de comunicare voi, vreți niște întâlniri cu personaje cunoscute pe semne, vreți să vă întâlniți cu rudele, vreți să vă întâlniți cu prietenii, sunteți dornic, poate chiar de socializare, parcă vă era dor de cineva, nu v-ați mai întâlnit cu o persoană și abia așteptați weekendul ăsta să vă dați întâlnire. Poate fi vorba de astfel de întâlniri cu oameni cu care aveați ceva în comun. Prieteni de odinioară, colegii de liceu sau de facultate, foștii colegi de serviciu, sunt niște oameni de acolo din trecut de care n-ați mai avut timp în ultima vreme, un anumit mediu. Și de ce nu? Poate fi acum revenirea voastră acolo. Pentru alții poate să fie ieșirea dintr-un astfel de mediu. Ați stat o vreme într-un grup, într-un anturaj, într-o comunitate. Atât v-a fost dat. Ca atunci când pleci în tabără. Acolo în tabără stai o săptămână printre niște oameni, da, cu un anumit scop. Și se termină acest interval în care ați cunoscut oameni. Dar finalul ăsta s-ar putea să fie un bilanț favorabil în care să vedeți că în mediul ăsta în care ați trăit o săptămână, o lună, un an, cine știe cât ați stat acolo, ați învățat foarte multe, plecați cu un bagaj de acolo, de informații, de cunoștințe, mai bogat. Plecați cu ceva mai bogat decât atunci când ați intrat în acest mediu. Și de aia mă gândesc că ar putea fi strâns legat de o tabără în care ați învățat ceva, un bootcamp, un, nu știu, ceva în care o vreme a stat departe de casă pentru acest scop, de a vă deschide mintea, de a învăța ceva, de a construi ceva la voi. Și acum, iată, puteți ieși la interval cu tot ce ați învățat voi în ultimele câte zile ar fi fost și acum a venit vremea să vă despărțiți. Dar nu e o plecare cu lacrimi de acolo, nu e o plecare pe care să nu o doriți, ci dimpotrivă simțiți nevoia să vă întoarceți în mediul vostru obișnuit ca să implementați tot ce ați învățat acolo. E ca atunci când se termină facultatea. Te întorci acasă sau, mă rog, undeva, pleci undeva, să pui în aplicare tot ce ai învățat în facultate. Cam asta va fi și la voi, o dorință de a arăta lumii, dar în primul rând vouă, cât de bun ați devenit învățând. Leul. Tot am să vă spun de cele două planete. Asta este, e perioada din an în care veți avea două motoare la avionul vostru. Două motoare puse pe fapte mari, pe schimbări, pe transformări, pe afirmare, pe noi începuturi și probabil tot așa o să o țineți o lună de zile de acum înainte, că Venus abia a intrat în ograda voastră și are multe de făcut. Venus a intrat pe 5, deci până va ajunge la sfârșitul lunii să se și suprapună peste Marte, să conlucreze, să construiască ceva, ia cât aveți o lună la dispoziție în care cele două au multe planuri cu voi. În unele cazuri să schimbe, în altele să pună la încercare, în altele să vă ajute să vă afirmați, depinde fiecare ce își dorește. Da, puteți să le numiți două resurse benefice, două baghete magice de care vă puteți folosi, dar până una alta, cele două intră acolo să curețe.
să elimine. Bun, ele sunt zgândărite de Pluto și de Jupiter, așa cum vă ziceam. Peste câteva zile o să fie zgândărite și de Uranus, deci întâi vin cuadraturile. Înainte ca ele să înceapă să vă ofere ceva, întâi vă zguduie un pic terenul, plăcile tectonice. Ca să vedeți ce merită să păstrați, ce merită să consolidați, din tot ce aveți la dispoziție, ce merită scos la lumină mai mult și valorificat. Dar parcă trebuie să cântăriți niște resurse de care dispuneți. Poate decizii de genul să o fac, să nu o fac, e momentul, nu-i momentul și probabil în unele cazuri, pe anumite planuri, ceva și asta poate fi propria intuiție sau cine știe ce altă voce interioară, ceva vă zice, da, du-te mai departe, e bună ideea, merită să investești resurse, timp, bani, ce-o fi acolo, dar în alte cazuri o să simțiți așa un recul, o frână. Da, tras în două direcții veți fi în perioada asta. Ceva vă zice fă, altceva vă zice nu fă. E, și ce veți simți va fi întrebarea dacă merită, deci rentabilitate, poate mai ales chestiunile de natură financiară pot avea această conotație, merită sau nu merită, deci este rentabil sau nu e rentabil să fac lucrul ăsta, cumpăr sau nu cumpăr, investesc sau nu investesc, încep sau nu încep o afacere, un proiect, o idee, pe când la alții poate fi reculul, mai ales în chestiuni de natură sentimentală. Deci dacă feeling-ul vostru interior e că nu merit o anumită relație, să nu mă duc la întâlnirea asta, să nu mă căsătoresc cu acesta. Deci sunt două tipuri. Ceva vă împinge în față, da, investește resurse și altceva vă trage înapoi când vine vorba de feeling-ul interior, de emoții, de sentiment. Frica arată că e ceva de suflet care nu trebuie făcut. Rentabilitatea, profitabilitatea unor lucruri o să vă spună că da, merită lucrul ăla. Deci vă veți pune astfel de întrebări și poate nu doar în această perioadă, cu privire la măcar două planuri ale vieții voastre. Fecioara, vă puteți împlini un vis aproape. E o dorință împlinită acolo ce trăiți voi, o mult așteptată dorință, mai bine zis. Și dorința asta a întârziat foarte multă vreme, încât a întârziat atât de mult încât aproape că nu mai credeați că e posibil, aproape că ați șters-o de pe lista voastră, aștept degeaba, era un nu mare pus în față, ați fi trimis voi în univers dorința asta să se manifeste, dar n-ați crezut în ea. Mă amăgesc, nu va duce nicăieri, uite câte piedici, bun, aproape că singur v-ați tăiat creanga de sub picioare cu această atitudine, de nu, nu, nu se poate, e iluzoriu, e imposibil ce-mi doresc eu. E ceva începe să vă arate că e loc și de dorințe împlinite. Că a meritat să așteptați, că a meritat să udați planta aia până când a dat floare. Da, cam asta ați avut voi, o plantă care vi s-a promis cândva că va înflori. Ați udat-o voi cât ați udat-o și a stat cu ochii pe ea, înflorește, nu înflorește și n-a mai înflorit după nu știu cât timp. Și normal că într-un moment a zis, nu o mai ud, ce să mai ud, că uite, numai o bucată de, o tulpină goală acolo, orhideea să nu mai face flori. Și cine nu mai udă, la revedere, orhideea va muri. Pe cât alții v-ați gândit în ultima vreme, măi, eu aș uda-o în continuare, chiar dacă nu văd încă niciun semnal că ar putea să fie benefică udarea plantei. Și primiți niște semnale, vaci, interesante, promițătoare, nu peste noapte, nu o să înflorească peste noapte, dar ceva vă spune să continuați. Dar până acum ați fost în dubiu, ați fost într-o confuzie totală. Da sau nu, să o fac sau nu o fac, să mai aștept, să nu mai aștept, să mai sper sau să nu mai sper. Unii n-ați mai așteptat, n-ați mai sperat și a picat totul, alții ați continuat. E, pentru cei care se pare că ați continuat în ciuda condițiilor defavorabile, ați putea vedea primul boboc la orhideea aia. Voi, balanțele, aveți un feeling cu totul special în perioada asta. Aveți impresia că există ceva ascuns ochilor voștri. În umbră, în planul 2, după cortină, în culise, ceva ce deocamdată n-ați descoperit, dar bănuiți că există. Aveți așa un nas fin de polițist, de detectiv, parcă vreți să scormoniți ceva, poate în viața cuiva, poate despre cineva. Aveți niște dubii cu privire la o persoană
că nu e în regulă, că nu e ceea ce pare. Oricine ar fi acest om, o rudă, copilul, că umblă cine știe pe unde, persoana iubită, un colaborator, nici nu contează cine este persoana, dar feeling-ul vostru, intuiția voastră vă spune că mai ceva mi ascunde omul ăsta. Ori un caracter bine camuflat și poate camuflat în fața unui om ok, volubil, simpatic, plăcut, popular, deci poate să aibă o imagine atractivă la suprafață sau poate e o latură pe care doar într-un moment de criză o poate scoate la iveală. La nerv, de exemplu, sau la ceartă, sau la greu. Atunci își arată adevărata față. Iese adevărul la iveală. Poate că e bine că iese adevărul la iveală. Că ați cormonit, ați întrebat, v-ați informat, ați plecat urechea la zvonuri, la bârfe, la ce zice lumea, ați investigat așa pe unde ați putut și ați descoperit lucruri importante despre acest om ca să știți cum să-l tratați de acum înainte. Nu înseamnă că descoperiți lucruri oribile, dar măcar le aflați ca să știți cum să gestionați situația de acum înainte. Repet, dacă e vorba de un copil, aflați că minte, că fură, că are un anturaj nefast, că a băut azi noapte. Chestii de-astea neplăcute despre acel om. Dacă nu-i copil, e soțul, e cine o fi acolo. Dar ce aflați spune ceva despre caracterul real al acestui om, nu cel pe care îl arată. Caracterul ăla la suprafață, da, v-a păcălit, ați crezut în el, i-ați dat încrederea de rigoare. Dar acum nu. Îl demascați, cade masca la urma urmei, poate țineți și o predică foarte zdravănă în legătură cu ceea ce descoperiți, dar veți ști de acum înainte cum să-l tratați. O să-l vedeți așa cum este el și nu cum vroia el să vă arate. Scorpionul, o să simțiți un pic judecata pe umerii voștri. Veți fi judecat de cine? De lume. Încât să nu vă mire că ajung către voi critici, comentarii, hateri, răutăcisme. Chestiile astea care vă pun cumva la colț. Vi se pun etichete, drepte, nedrepte, dar vi se pun. Și le aflați într-un fel sau altul, care evident că vă răscolesc, vă deranjează. Poate vi se scot de la naftalină lucruri de odinioară pe care voi credeți că le-ați rezolvat de mult și parcă acum cineva umblă prin cutia voastră cu amintiri. În unele cazuri pot fi și judecăți aspre, dar juste, corecte. Și puteți fi tras la răspundere, sancționat, pedepsit, mi se bate obrazul, trebuie să vă explicați ce ați vrut să spuneți, că s-ar putea să vi se dea dreptul la replică. Nu vă judecă nimeni și nu vă dă nimeni un verdict gata fără să spuneți și voi ce aveți de zis. Gât și voi stați un pic și vă gândiți, parcă cu Mercur ăsta în gemeni, încercați un pic să vă sondați. Măi, oare chiar a făcut lucrul ăsta? Oare chiar sunt vinovat de lucrul ăsta? Și căutați dovezi, căutați argumente, explicații. În unele cazuri o să recunoașteți ceea ce vi se aruncă în cârcă, în alte cazuri vă apărați și scoateți adevărul la iveală. Vă puteți remarca tocmai chiar și prin lucrul ăsta și chiar și prin judecata asta ieșiți în lumină. Știți cum este, orice fel de publicitate, că e pozitivă, că e negativă, tot publicitate se cheamă. Posibil, toată vâlva asta care se face pe marginea unui lucru de care cineva vă găsește vinovat, s-ar putea să vă pună în lumină. Vorbește lumea despre voi, sunteți vedeta grupului de prieteni, a colegilor, că ați făcut bine sau că ați făcut rău, tocmai prin aceste judecăți de valoare. Unii veți ieși foarte bine la această judecată, tocmai pentru că vă explicați, asta am vrut să spun, asta am făcut, asta e realitatea. În alte cazuri se poate să fiți și un pic sancționați, dar probabil o să vă pregătiți revanșa odată și odată, că nu veți accepta atât de ușor să primiți un verdict care poate vă deranjează la ego în principal. Săgetătorul,
Aveți mari speranțe de viitor, planuri de viitor, poate în strânsă legătură cu persoana iubită, cu viața de cuplu, cu o persoană cu care vă face plăcere să petreceți timpul, să călătoriți, să vorbiți, să stați pe telefon. Parcă se leagă mai bine relația. Poate și prin darul comunicării. S-ar putea, hai să zicem că ați cunoscut pe cineva, sau mă rog, există cineva în preajma voastră, și comunicarea se animă, se amplifică, se îmbogățește, devine primordială. Stați cu orele la telefon, vă trimiteți emoticoane după emoticoane. Comunicare, să vă cunoașteți. E nevoie de cunoaștere acolo, e nevoie de discuții de la suflet la suflet sau de la minte la minte, că posibil să fie o iubire care se leagă acolo, o prietenie. Cu cât vorbiți mai mult, cu atât vă cunoașteți mai bine și cu atât vă descoperiți mai bine unul pe altul. Vă puteți remarca foarte bine în ochii acestui om, în cazul în care nu vă cunoaște foarte bine, veți vorbi despre voi, da, poate cu un pic de laudă de sine, da, e nevoie și de asta. Să demonstrați ceva, să vă arătați într-o lumină mai specială. Posibil să vă scoateți la iveală mai degrabă toate calitățile și toate talentele și toate frumusețele. Asta și trebuie la urma urmei, mai ales dacă e vorba de o relație incipientă. Și sigur, și din partea cealaltă vine un feedback foarte favorabil. De fapt, ce vedeți voi la această persoană prin felul cu care vă vorbește, vă dă replica, vă răspunde la comunicare, vedeți că de fapt ceea ce spuneți voi despre voi, bun, el deja l-a remarcat. Vă admiră, vă prețuiește, vă face complimente. Vă simțiți important în ochii acestui om. Și asta vedeți prin modul în care vă răspunde la comunicare. E reciprocă acest schimb de informații. Cam ce-i dați voi, asta primiți și invers. E un schimb reciproc avantajos acolo de vorbe bune, de aprecieri. Da, e foarte important să vă lăudați unul pe altul, să vă gâdilați orgoliu, să vă placeți unul pe altul, să vă admirați unul pe altul. Sunt foarte importante cuvintele, fără să fie falsități sau minciuni. Că oricum voi, săgetători, nu prea știți să mințiți. Dar e mare atracția asta și va crește cu atât mai mult cu cât nu vă puneți doar pe voi în valoare, ci îl puneți pe celălalt în valoare. Când vă duceți la el să vorbiți despre el, nu despre voi. O să vorbiți și despre voi, evident, ca să vă cunoașteți. Dar e foarte important lucrul ăsta de a-i spune celuilalt un compliment, de a-i spune celuilalt ce grozav este, ce minunat este, cât de mult îl admirați. Că asta leagă foarte tare prietenia, iubirea, ce-o fie acolo, relația și vă veți stimula unul pe celălalt să vă deschideți. Capricornul, prin faptul că intră din nou Pluto la voi în ogradă, dintr-o dată așa parcă nu vă place chestia asta. Mai, dar parcă am scăpat de tine. Ce cauți înapoi la ușa mea? E acel sentiment că a venit ceva din urmă. Depinde ce vine din urmă. La unii vine ceva din urmă neplăcut, enervant, de care credeți că ați scăpat, așa cum spuneam în luna martie, o codiță, o rămășiță, o restanță, sau bumerangul se întoarce. Posibil, prima reacție când îl vedeți din nou la poarta voastră pe Pluto este să-l crcotiți așa, să-l țineți la distanță. Nu e un musafir binevenit, la urma urmei. Dar el a mai venit să mai regleze niște treburi, ceva ce n-a terminat la prima lui trecere pe aici. A mai lăsat ceva care la momentul respectiv nu putea fi rezolvat, vindecat, închis. Pentru că la momentul respectiv, în Marte, unele planete nu se așezaseră cum sunt acum. Și de aia vă ofer această vizită tardivă Pluto. Parcă vine cineva și spune, știi, data trecută când am încercat lucrul ăsta pentru tine, cu tine, alături de tine, n-am putut, am avut niște neputințe, îmi lipseau niște resurse, nu aveam timp să ne vedem. De când că e vorba de iubire. N-am avut bani să cumpăr ceva de la tine. Pot să o fac acum. Deci e acel lucru de. Și între timp am adunat niște resurse și am venit să vedem ce putem face. Dacă nu e moartă complet înțelegerea noastră de data trecută.
În unele cazuri nici nu vreți să mai auziți, pentru că voi chiar și de la începutul anului ați avut niște corzi tăiate, așa foarte tranșant. Gata, până aici nu-ți mai permit și când vedeți că vine trecutul din urmă și vă mai cere o șansă, poate nici nu vreți să mai auziți de chestia asta. O fostă iubire, o, nu știu, ceva care v-a rănit suficient de tare încât acum voi ați devenit foarte închiși, foarte rigizi, foarte setați pe binele vostru, ceva de genul, știi, eu te-am uitat, m-am detașat, nu mă mai interesează. Și vine trecutul peste voi să vă mai ofere o chestie, normal că vă deranjează, vă irită în primul rând. La unii poate vine cineva cu lecția învățată și va trebui să lupte cu această rigiditate a voastră, poate chiar ostilitate, poate chiar închidere. Ați devenit închis, ați devenit rece, nu mai vreți să deschideți cutia aia pe care ați închis-o de mult. Dar dacă are suficientă diplomație și încetul cu încetul se va inocula așa din nou în viața voastră, probabil o să-i dați o șansă. Dar alții să fie foarte tranșanți. Nu, nici nu mai vreau să te văd. Pentru mine ai murit acum câteva luni. Povestea asta nu mai are nicio semnificație pentru mine. Da, dar uite, între timp, acum pot, acum sunt dispus, acum am înțeles, acum vreau să... Nu. Și poate chiar nici nu trebuie să deschideți ușa acestui trecut. Cine o fi acest trecut? A nu știu câta șansă, o întoarcere a fiului risipitor, nu, s-ar putea să nu merite și asta o să vă spună intuiția. Nu îi mai da nicio șansă. Dacă te-ai vindecat, dacă ai rupt-o, dacă nu mai contează lucrul ăsta pentru tine, acolo lasă-l, în trecut. Vărsătorul, tata Pluto vă părăsește un pic. Bun, nu înseamnă că scăpați de el. Dar nici nu trebuie să vă culcați așa că gata, e vacanță. Până în ianuarie vă lasă în pace. Ceea ce e bine, din multe puncte de vedere. Că de fapt acest Pluto, cât a intrat un pic din martie până acum în ograda voastră, v-a arătat o strategie. N-ați și pus-o în aplicare. Doar parcă a fost o perioadă de planificare. Parcă a venit un investitor la voi în ogradă și a început să vă spună cam ce are el de gând să facă pe terenul vostru, în ograda voastră. Hai să o luăm așa. Uite, o să facem și o să dregem și v-a prezentat planul de afaceri și uite, rolul tău e ăsta, rolul meu e ăsta, uite ce o să putem face pe terenul ăsta. Și unii au fost foarte interesați de această potențială investiție în viitor. Dar nu i-a dat drumul. Pentru că, iată, Pluto a intrat și a ieșit. Și o să mai intre o dată și o să iasă. N-aveți încredere deocamdată. Ceva de genul, măi, de unde știu că tu investești în povestea asta? Bun, zici că facem aici, pe terenul meu, un complex rezidențial, dar dacă te sucești, că uite, deja se sucește investitorul. Nu, el nu fuge. El doar vă lasă să vă gândiți. El doar vă lasă să vă găsiți propriile resurse. Bun, el vine să răscolească terenul vostru, să o luăm în stilul ăsta arhitectonic, va începe săpăturile, dar s-ar putea să le înceapă taman la anul prin toamnă 2024, când vine și nu se mai întoarce. El vine așa să vă anunțe, o să facem și o să dregem și vă atrage și vă interesează și vă captează atenția. De-aia deocamdată voi ziceți, astea-s vise, mai astea-s planuri, eu nu, încă nu încep să mă aprind, nu mă entuziasmez. Vreau dovezi, vreau să văd că bagă macarale la mine în curte și după aceea mai vorbim. Că de vorbe m-am săturat. Se vede prin atitudinea voastră că aveți o doză de așteptare, răbdare, rezervă, dubiu, pasivitate. Deși sunteți o zodie entuziastă de felul său, dar nu de data asta. Vreți fapte, vreți să înceapă. Vreți să meargă și după aceea o să fiți trup și suflet implicat în aceeași poveste și veți lucra pe șantierul personal alături de echipa asta de renovatori. Peștii, luna este la voi în zodie și în acest weekend și vă dă nevoie de liniște. Voi parcă sunteți în fața unui mare eveniment în perspectivă,
care se apropie, parcă și vedeți așa la orizont că se prefigurează. Dar sunteți precum sportivul de dinaintea meciului, care înaintea meciului se odihnește. Nu mai trage încă o dată, că gata, ce a avut el de învățat, a învățat. Sau în fața unui examen, sau în fața unui mare hop în care ce să mai schimbi în ultima zi, sau pe ultima turnantă. Ce era de pregătit, ați pregătit, lucrurile sunt în desfășurare, mai e un pic până acolo. Acum ce pot să fac este să stau pe margine și să aștept, să mă uit pe ceas când se întâmplă. Și se vede așa o frână pe care o puneți la toată nebunia, la toată energia pe care ați investit-o în acel proiect ce-o fi el. Voi sunteți precum, am zis, cei care au un meci a doua zi, cei care au un examen a doua zi, dar nu înseamnă că mâine se întâmplă. Undeva în perspectivă se întâmplă evenimentul ăla, dar ziceți, gata, am făcut. Nu mai pot schimba nimic. Acum tot ce pot să fac este să mă odihnesc, să mă relaxez, să aștept, să vină momentul. Posibil să mai vină așa ultimele informații, ultimele retușuri, cam ce mai era nevoie, că vă mai lipseau niște resurse. Dacă e un examen, parcă în ultima clipă ziceți, ia să mai deschid o dată cartea la subiectul ăsta, că măi, ceva îmi spune că subiectul ăsta are un rol. Și parcă nu știu așa de bine. E sentimentul ăla de ultima recapitulare pe care o faceți înaintea evenimentului, fără să mai acumulați, fără să mai schimbați, fără să mai dați peste cap nimic, că sunteți pe drum deja. Sunteți în tren și nu mai aveți nimic de schimbat până ajungeți la destinație, ci doar în trenul ăsta, mă rog, mai puteți deschide o dată cartea, metaforic vorbind. Aveți și o stare de nerăbdare, parcă numărați zilele, numărați orele până când se va produce lucrul ăla. Și vă aveți speranțe mari că va fi ceva bun. Și de-aia sunteți și relaxat deopotrive. Gata, nu pot face altceva decât să mă uit pe geam, pe tren, de la trenul ăsta, fereastra de la tren, și să mă uit când se apropie gara unde am plecat eu, destinația finală. Asta e weekendul, 10-11. Nu uitați de toate horoscopele despre care v-am zis în introducere și să aveți un weekend liniștit.